Ninsoarea a adus nu doar bucurie, dar și probleme la bălți. În ultimele 24 de ore la Spitalul Clinic au fost înregistrate peste 70 de adresări, dintre care 9 persoane s-au ales cu traume provocate de ghețuș. Bălțenii povestesc că au fost martorii unor astfel de incidente chiar de dimineață. Da, într-adevăr am văzut cazuri când bătrânii și chiar o familie, adică mama cu copilul, au căzut. Administrația publică locală nu este pregătită pentru, cu atât mai mult că a fost preîntâmpinat de stația meteo, că o să fie scăderi de temperatură și o să fie zăpadă. Potrivit reprezentanților Spitalului Clinic Bălți, numărul cazurilor de urgență a crescut. Pe parcursul ultimilor 24 de ore, la Spitalul Clinic Bălți au fost înregistrate 73 de adresări, dintre care 24 traumatologice. 9 persoane s-au adresat cu traumatisme după ce au alunecat și au căzut jos. Personalul medical de gardă a acordat toată asistența medicală în acest sens. Totodată menționăm că căile de acces către UPU sunt curățate, iar ambulanțele circulă fără dificultate. Totuși, bucuria zăpezii pare mai mare decât consecințele ei. Pot să spun că da, e destul de lunicos, cu mașina încă mai periculos, fiind de asemenea sunt șofer și avem și noi odată în 5 ani o țăpadă de asta așa frumoasă și trebuie să ne bucurăm. Zima e zima, și tot ce a pășit sneh, e красиво. Но преодолевать нужно препятствия. Конечно, немножко скользко, немножко неудобство. Ну это зима. Я сама иду. Вроде бы покупаем обувь хорошую, но она скользит. А подскользнулась, все, уже и перелом, уже и травма, уже все что угодно. Это скользко, это зима. Ну, конечно, надо чистить. Чистить или что-то делать, чтобы люди не падали. Конечно, кто-то может ходить, у кого-то хорошие обуви, у кого-то нет. Potrivit autorităților locale, 10% din străzile din oraș încă nu au fost curățate. În ultimele 24 de ore, 11 autospeciale au funcționat non-stop pe drumurile din Bălți.